Primăria Comunei Slatina, în colaborare cu Consiliul Local Slatina, a organizat în perioada 4-6 august zilele localității. Marți, 6 august, locuitorii din Comuna Slatina, județul Suceava, dar și mulți turiști, au petrecut alături de cunoscuți interpreți de muzică populară, precum Alexandru Brădățan, Vlăduța Lupău, Daniela Condurache, Angelica Flutur, Olguța Berbec și Remus Novac. În cadrul manifestărilor, administrația locală a înmânat și titlurile de cetățeni de onoare proiectantului Dan Anastasie și generalului dr. Emil Cioranu. Așa,
început zilele comunei Slatina pe data de 4 august cu un eveniment cu câțiva invitați artiști locali, artiști din zona Sucevei, artiști în alte zone ale țării. Am continuat pe data de 5 cu oficializarea 50 de ani de căsătorie a un număr de 17 cupluri. Un, să zic așa, un moment emoționant. Și iată, ne-a ajuns la final astăzi cu invitați de onoare, cu un public fenomenal. Așa e românul când se veselește, ca și stejarul când înmugurește. Așa e românul când este iubit, ca și stejarul când înverzit. Ca și stejarul când țara noastră și în fericire poate oricine să trăiască în ea. Și-a mea măicuță ce o am pe lume e tot ce am în ea. Oriunde ce-ai învârtima, hei, plină-i lumea de mări, la, 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 e, la. Și între neamurile mele, dacă ești copla cu el, la, 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 e, la. Și faină-i numele Mărie, mi l-au pus mama și mie. Și când eram mai micuță, în zecea și...
dat și ne-o veselim, măi, la la. Lăsați grijile în foc, nu fiți năcăjiți deloc, nu fiți năcăjiți deloc, măi, la la. Dacă anul trecut am avut probleme cu calamitățile, în acest an Consiliul Local a fost un pic mai generos și ne-am permis să aducem, un plus în localitatea noastră și am adus-o pe Vlăduța Lupău, Alexandru Brădățanu, Angelica Flutur și alții. În plus, administrația locală a pregătit anul acesta și o surpriză pentru cei mai tineri locuitori ai Comunei Slatina. 32 de copii cu rezultate deosebite vor pleca într-o tabără gratuită pe litoralul românesc timp de o săptămână.